Nici punctul de pensie nu va mai crește în acest an. Pensiile rămân aceleași până în anul 2022. O altă măsură anunțată astăzi de domnul Florin Câțu. Asta este un alt lucru foarte rău. În totalitate, anunțurile acestea reprezintă o foarte mare minciună acestei coaliții de pierzători, pentru că au mers în fața electoratului cu niște promisiuni, au trecut prin Parlament un guvern cu un program de guvernare care în acest moment este contrazis violent. Au spus și în campanie că nu vor îngheța pensii, vor crește pensii, au dat legea aia cu 8%, nu au fost 40, au fost 8, nici aia nu se mai aplică. A zis UDMR-ul, suntem împotriva oricărei înghețări a pensiilor. Iată că se îngheață pensiile. USR-ul a zis la fel. Deci tot arcul guvernamental a spus ceva, a obținut niște voturi și acum fac altceva. Asta este, cred că, o premieră în istoria României, ca un program de guvernare să fie contrazis atât de în scurt, în puncte atât de importante. Și, din păcate, lucrul ăsta nu știu unde va duce. Adică noi încercăm să sancționăm, sigur că oamenii văd, sigur că în trendurile din sondaje se vede acest lucru, dar va trebui la un moment dat, nu știu când se va întâmpla, să se întâmple să se producă o schimbare în structura politică a puterii de acum, pentru că ne ducem în faliment.